Astăzi la Ora de Cripto am plăcerea de a vă anunța că avem un nou partener pe acest canal de YouTube și anume Bybit. De când am început acest canal de YouTube de peste 2 ani de zile am spus tot ceea ce am crezut eu despre piața cripto, cu toate că poate în anumite momente oamenii nu m-au crezut, dar chiar și când eram sus în bulma, când vă spuneam că eu am vândut și că ar trebui să mergem mult, mult mai jos, am primit foarte multe comentarii negative în acea vreme. Oamenii mă, mă numeau depresiv că văd doar scăderi, doar scăderi anul trecut. da. Și iată că au venit și acele scăderi și tot timpul eu am spus tot ceea ce cred. Da? Nu tot timpul am avut dreptate, dar în mare cred că v-am ghidat foarte bine în acest spațiu cripto și niciodată nu am făcut videoclipuri doar de dragul uh, viurilor și altfel vă mulțumesc de toată susținerea voastră până acum și mă bucur când vin astfel de parteneri pe acest canal de YouTube și pentru voi totul o să fie gratuit. Deci dacă și voi vreți să mă ajutați la rândul vostru, vă puteți face un cont pe Bybit sau să tranzacționați pe Bybit dacă vă place. Dacă nu vă faceți de pe linkul meu nicio astfel de probleme. Vom merge mai departe și să vedem ce este acest Bybit și voi face un tutorial despre Bybit. Așa arată platforma foarte Faină și mi se pare un pic mai ușoară decât Binance uh, pentru începători. După ce vă faceți uh, cont pe Bybit și găsiți linkul în de descrierea videoclipului sau în primul comentariu, așa va arăta uh, platforma voastră. Și aici uh, o să vă apar undeva să vă verificați contul. Uh, cred că se verifică contul în mai puțin de 5 minute. Trebuie să puneți doar o poză cu buletinul, și după aceea să vă scanați fața într un cerc. Și totul merge atât de rapid, și eu am rămas surprins, cred că în 5 minute am fost verificat și după aceea puteți tranzacționa. Aici în dreapta puteți vedea deposits și assets și orders. Dacă vreți să depozitați cripto din Binance sau din orice alt exchange, puteți merge aici la deposits depozit, dați click pe depozit și aici puteți găsi ce vreți să depozitați. Dacă vreți să uh, depozitați bitcoin, bitcoin și uh, acknowledge aici. Da? Aici este adresa și o puteți scana de pe Binance sau de pe orice uh, alt exchange sau aici este adresa voastră. Dați copii și o puneți în withdrawals uh, de unde vreți să depuneți bani. Dar v-aș recomanda la, încep la începători uh, să depuneți USDT, să lucrați cu USDT-ul deoarece este mult mai ușor. Și aici chain type, adică prin ce bloc ce vreți să trimiteți uh, acei USDT, deoarece sunt multe variante. Eu lucrez tot timpul cu TRC20, adică prin uh, chain celor de la Tron, deoarece au cele mai mici comisioane un USDT în, în orice, dacă trimiteți un milion de dolari, tot un USDT vă va lua, dacă trimiteți 5 dolari, la fel, tot un USDT o să vă ia fiul. Acknowledge și aici este adresa voastră de TRC20 USDT sau aici în dreapta o puteți copia de aici, da? Vă depozitați banii și după aia puteți începe tradingul. și la fel o să vedeți ce rapid o să vă intre banii și pe Bybit și din Binance, cred că sub 3 minute. Bun, ce avem aici în partea stângă? Buy Crypto și ce aici puteți vedea fiat depozit dacă nu aveți uh, bani sau alte exchange și vreți să depozitați exact uh, direct de pe cardul vostru de aici la fiat uh, depozit. Da? Este și Recurring Buy, adică puteți spune de pe cardul dumneavoastră să vă ia, 200 de lei în fiecare zi, da, puteți de 200 de lei în fiecare zi, poate o dată la lună puteți sau vreți să cumpărați de 500 de lei, puneți în data de 15 și așa mai departe, da? Este o platformă foarte, foarte uh, interesantă. După ce mergem mai departe, mergem la Market Overview. Aici putem vedea tot felul de date, de... Uh, procentaje, putem vedea multe parități, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, Solana, foarte, foarte multe parități, dar în special, haideți să mergem și pe partea de leverage, da? aici la derivatives, la USDT perpetual, aici dați click și aici este leverage-ul, da? după ce o să vă verificați contul care durează foarte puțin, mergeți aici, USDT perpetual, și după aceea o să vă deschidă această platformă. Și foarte important, trebuie să vă depozitați bani în platformă și după aceea să începeți tradingul. Bun, ce avem în partea dreaptă? Da, vedem aici, dăm clic aici și pentru începător aș recomanda Isolated. Ce înseamnă leverage? -ul? Vedem aici un leverage de la 1, de la 1 până la 100x. Și la fel, pentru începător aș recomanda un leverage de maxim 10, dacă nu chiar și doar 5. Tot ce depășește 10 este casino din punctul meu de vedere pentru începători. După ce începeți să învățați mai multe despre crypto, despre trading, puteți avansa aceste leverage din ce în ce mai mult. Ce înseamnă acest leverage? De exemplu, dacă eu vreau să depun, să fac o poziție pe Bitcoin, vedeți că am aici long sau short. Eu cred că Bitcoin o să urce, da? Hai să spun că eu cred că Bitcoin o să urce de aici, de la 30.500 de dolari. Atunci, la fel, aici mergem pe click dreapta și dăm pe order by cost. Ce înseamnă asta? Eu vreau să deschid o poziție de 100 de dolari, eu cred că o să urce Bitcoin. Asta spune analiza tehnică și atunci vreau să mizez 100 de dolari că Bitcoin o să urce. Am un leverage de 10, adică acei 100 de dolari pe care eu i-am mizat, înmulțit ori leverage-ul, ori 10, înseamnă că eu voi miza cu 1000 de dolari că Bitcoin o să urce. La fiecare 1%, dacă Bitcoin urcă 1% de aici unde am deschis eu, voi câștiga 10%, dacă urcă 3%, voi câștiga 30%, da? Se mulțește procentajul cât a urcat, ori leverage-ul. Dacă urcă 10%, eu am câștigat 100%, adică mi-am dublat banii, adică acești 100 de dolari i-am dublat. În schimb, dacă de aici scade 1%, eu pierd 10%. Dacă scade 2%, eu pierd 20%, da? Și o să vedeți că am și un preț de lichidare unde toată poziția asta de aici o să fie pierdută acești 100 de dolari. Și puteți vedea aici, da? da Open Long. Aici sus mai vedeți 3 lucruri. Limit și Market. Ce înseamnă aceste lucruri? De exemplu, dacă eu vreau să deschid o poziție să zicem la 30.500 de dolari, da? Prețul este acum cu 86 de dolari mai sus. 30.500 cu 100 de dolari și open long. Așteptăm puțin și confirm. Da? Bun. Ce înseamnă acest lucru? Și puteți vedea aici la current orders. Adică când prețul o să meargă la 30.500 de dolari, mie o să mi se activeze o poziție de long. Această poziție încă nu s-a activat și este acolo în pending. Când prețul va merge la 30.500 de dolari, mie o să îmi ia poziția, da? Și putem vedea aici, am toate detaliile despre, uh, despre acea, acest order. Și la fel, dacă vreau, de exemplu, pe market, dacă vreau să deschid exact în aceste minute o poziție pe Bitcoin și îmi convine acest preț, doar pun pe market. Market, uh, să zicem că pun 300 de dolari. Adică eu cred că Bitcoin o să urce de aici în, pe termen scurt. Și atunci o să pun 300 de dolari cu leverage 10, că Bitcoin o să urce și exact în aceste momente, da? Dau open long și putem vedea aici toate detaliile, da? Order value și aici puteți vedea comisionul platformei de la 3000 de dolari la 2936, adică mi-a luat 4 dolari pe această tranzacție și lichidarea 27681, adică dacă eu nu-mi închid poziția înainte ca prețul să ajungă la 27600 și cât era acolo, eu o să pierd toți acești 300 de dolari, da? Punem Open Long, Market și aici putem vedea take profit sau stop loss. Ce înseamnă take profit sau stop loss? Adică dacă eu deschid o poziție la 30.590, pot să pun un take profit de aici undeva la 30.700 de dolari. Adică când prețul merge la 30.700 de dolari, o să-mi ia instant poziția și o să câștig bani. Sau un stop loss, de exemplu, dacă eu am deschis în acest moment la 30.600 de dolari o poziție și prețul merge în jos, eu o să îmi Iau din profi, iau, o să-mi iau din pierdere, adică o, o să accept o pierdere de 5%, să zicem, 2-3-5% și asta e și mergi mai departe. Da? Asta înseamnă și un stop loss și un take profit. Și aici putem vedea uh, pozițiile mele active. Da? Am deschis o poziție la uh, 30.600 de dolari, în valoare de, 3, de aproape 3.000 de dolari, 300 ori leverage. Și în acest momente am un dolar 65 pe plus. Da? Și când vreau să închid această poziție, doar dau market. Și la market se va închide în momentul actual. Dacă să zicem că merge la 30.800 de dolari, dau market și am închis poziția și am câștigat bani. Cam asta este cu leverage-ul și aici puteți vedea că puteți modifica chiar și până la 100. La 100 nu v-aș recomanda să lucrați mai mult de 50 sau 100, dar puteți încerca cu 1, 2, 5 dolari sau cu o sumă mai mică. Da? Cam asta este treaba despre leverage și de astăzi primii 50 de oameni care vor depune 100 de dolari sau mai mult de 100 de dolari vor primi 20 de dolari în contul lor. Cei care vor depune peste 500, 500 sau peste 500 de dolari vor primi 50 de dolari pe care îi puteți folosi în contul vostru uh, și nu trebuie să îi tranzacționați. Și mergem mai departe aici, puteți vedea că aveți foarte multe lucruri, chiar și demo trading. v aș recomanda la începători sau la început să folosiți acel demo trading înainte să intrați, să tranzacționați cu bani real. Da? Merge tot felul de tool -uri. și ce îmi place la această platformă este că avem opțiunea de copy trading. Poate ați auzit și copy tradingul ul pe PrimeXBT, dar vă spun sincer că... Copy tradingul de pe Bybit este cred că de 5 ori mai bun decât PrimeXBT, dacă nu de 10 ori. Uh, nu îmi place uh, uh, copy trading-ul de pe PrimeXBT, de asta nici nu l-am mai promovat, dar pe Bybit uh, cred că sunt niște trader chiar foarte buni. Puteți, după ce vă depuneți banii, să analizați fiecare trader în detaliu și puteți vedea ce face fiecare și rezultatele lui din ultimele zile sau din ultimele luni și puteți după aceea să îi copiați. Adică, dacă acest uh, trader va face niște traduri, îl puteți copia. El își va lua o comision, platforma își va lua o comision, iar voi, vă, vă, voi veți rămâne cu profituri sau cu pierderea. De exemplu, acest om, uh, Andrew Carnage. <laughs> Carnegie. În ultimele zile putem vedea, de exemplu, în 6 iulie a avut un profit de 5.000 de dolari, într-o zi a pierdut 3.000, într-o zi a câștigat 500, într-o zi a câștigat 1.000, într-o zi a pierdut 1.900, 1.500 a pierdut 1.900. Da. În ultimele 90 de zile a avut 350 de trade-uri câștigătoare. Da? B nu, în ultimele 90, da, 90 de zile 349 de trade-uri a avut. Putem vedea aici în 90 de zile a avut doar 3 trade-uri pierzătoare foarte, foarte interesant. Puteți vedea ce tranzacționează. Tranzacționează Bitcoin și Ethereum în mod special și, bineînțeles, trebuie să analizați pe toți înainte să intrați pe unul să îl urmăriți. Și puteți încerca cu sume mai mici și după aceea să scalați. Sunt câțiva trader chiar foarte, foarte bune aici și îi puteți urmări. De exemplu și acest CryptoMask. Dacă mergem la el, putem vedea în ultimele, hai să punem în ultimele 30 de zile. Cum, cum a început el, da? De aici din uh, 13 iunie, cred că, da? Puteți vedea ce uh, return of investment a avut, practic și-a dublat banii de la o lună la alta. Aproximativ 3% pe zi a făcut și aici, puteți vedea ultimele zile, el a făcut 42 de dolari, alaltelor a pierdut 8 dolari, a câștigat 44, 15, 46, 99, Da foarte, foarte interesat și îmi place mult mai mult acest copy trading față de Prime XBT. Și tot felul de tooluri aveți aici, chiar și card, web3, Bybit Wallet, NFT-uri de care nu prea mă în aceste momente, dar aveți foarte multe opțiuni. Da? Deci dacă vreți să transacționați pe leverage, doar mergeți aici la, derivat, la derivate. USDT perpetual, da? V-aș recomanda să tranzacționați cu USDT. Depuneți USDT, tranzacționați USDT. Ia. Deja avem 17 dolari pe plus de când am deschis această poziție, 19 dolari, 17 dolari, da? Cam așa puteți face și voi, bineînțeles, trebuie să învățați mai, mai întâi analiza tehnică, iar mai apoi să intrați în trading. Nu recomand nici unui începător să intre direct în trading cu mulți bani, da? Cam asta este despre platforma Bybit și dacă vreți să vă faceți și voi cont pe Bybit, puteți accesa linkul din descrierea videoclipului sau din primul comentariu. Vă mulțumesc foarte mult, pe data viitoare!